Șoferul vinovat, un tânăr de 24 de ani din Roșiori, învățător în localitatea brăileană Ciocile, se îndrepta către Slobozia când a intrat într-o depășire la Mustață. A intrat în plin în autoturismul condus de un brăilean de 32 de ani care venea dinspre Viziru spre Brăila. În dreapta șoferului se afla tatăl său, diabetic și care avea programare la Spitalul Județean de Urgență Brăila pentru niște analize, iar pe bancheta din spate se afla soția tânărului. În urma impactului, tânăra a fost cel mai grav rănită, fiind tăiată la cap de geamul portierei care s-a spart. La fața locului au sosit 3 ambulanțe care au acordat răniților primul ajutor. Noi vineam despre Viziru și el a intrat în depășit cu un tic și a intrat frontal la noi. Câți aveați în mașină? 3 persoane. Și tu te bagi în depășire, frate. Păi dacă stătea în spate, nu mai se întâmpla așa. El va când depășire să se omoare lui. Păi, el nu are nimic. Dacă mergeau mult încolo, când l-am văzut, era de doi copii, i-a distrus femeia, mi-a distrus bărbatul, că e bolnav, băi, de capul lui. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0. În cauză s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.